Nu sunt doar povești. Sunt probleme cât se poate de reale atunci când ești adolescent. Violența are loc atunci când cuvintele sau faptele unei persoane sperie, provoacă durere și suferință altei persoane. Grooming-ul reprezintă acțiunile care au ca scop ademenirea sau manipularea unui minor de către un adult pentru a stabili o legătură emoțională cu acesta și a ușura ulterior abuzul. Se întâmplă mai des decât crezi. Diferiți adulți mi-au dat mesaje încercând să atingă anumite subiecte care nu erau necesare sau care nu se puteau discuta cu un copil. Nu doar mie, ci și persoanelor apropiate mie, mai ales fete. Este important să-ți dai seama ce se întâmplă încă de la început. Selecția victimei se face fie din contextul de viață al abuzatorului, propria familie sau familia extinsă, fie întâlnind victima în alte medii, inclusiv online. Abuzatorul identifică de obicei nevoile neîmplinite ale victimei. Am primit mesaje de la persoane din altă țară. Îmi spuneau că sunt frumoasă și că vor să-mi dea bani să mă ajute. Abuzatorul va manifesta interes față de tine, va cunoaște interesele și pasiunile tale, va crea conversații interesante, va oferi complimente sau cadouri și va fi disponibil emoțional și înțelegător cu problemele tale. Sunt gamer. Atunci când te joci online cu oameni care se joacă în același timp cu tine și te pot aborda pe chatul jocului, sunt șanse să se bage în seamă cu tine persoane care au intenții ascunse. Îndepărtarea ta de familie și de prieteni este momentul în care seducția devine abuz sexual. Abuzatorul atacă în mod direct relația ta cu persoanele apropiate, punând la îndoială modul în care ești iubit, respectat și prețuit. Îmi spunea că suntem mai mult prieteni și că el nu este ca părinții mei, că el nu se supără pe mine și că poate păstra un secret. Ia atitudine, cere ajutor, vorbește cu autoritățile. Raportează grooming-ul la 119, telefonul copilului, 112, poliție sau unui consilier școlar, diriginte sau unui adult de încredere.